Și așa să ajunge aici, deci, cumva, la o înțelegere, să spunem, cu o doamnă Berbec, ca să cumpere, deci să cumpere această proto-asociație, deci tata era chiar din Dorobanți, din sat de acolo, să se cumpere aici, mai la margine, mai deoparte, să spunem, la liniște, lângă aceste lacuri Cilic, o parcelă de pământ de vreo 500 de metri pătrați, unde să se facă un bloc, deci să cumpără, să dă un preț mai bun, deci nu era prețul de acum, dar el poate fi renegociat, să spunem din nou, și începe în 1959, deci în 59 începe aici să se sapi, să se facă un bloc. Fac un bloc. Trebuie să spunem că dintre vechi locatari de atunci, deci vechi, de la 1960, așa putem spune, din păcate tot mama mea s-a zbătut ca fiind cumnata acelui om, Vasiliu Emil, care era și inginer șef și director adjunct, deci trebuia foarte mult aici, pe direcția asta, Bârlad, Iași. Și să reușește totuși cu chiu cu vai să se construiască, trebuie să arătăm aici și să introducem noțiunea de sistem, de susținere. Și blocul practic nu era făcut nici de comuniști, nici de Ion Manciu care se laudă. Și așa au fost construite foarte multe blocuri în Iași, constituiau o asociație de locatari, unul era, să spunem, mai cu anumite relații și încerca să se descurce pentru toți. Deci, aici mama mea se mișca, se pare, chiar mai repede decât tata și reușește să impună, să spunem, toate și să facă tot ce trebuia de făcut pentru a începe construcția și să faci, începe construcția, cum am spus, cam în 59 și apar dificultăți uriașe financiare, bineînțeles, dificultăți uriașe. Tata, din cultura lui generală, introduce noțiunea de sistem de susținere. Ce este un sistem de susținere? Este, în general, o instalație care face un fel de distilare a petrolului, deci din petrol să face o rafinare și să obține benzină. Chiar aici, cum treci pasarela, eu am văzut rafinăria, deci era o rafinărie de regiment, cam așa a avut armata română în al doilea război mondial, o rafinărie de asta, de regiment, care a lucrat pentru construcția și a acestui bloc și a altor blocuri. Ce au făcut comuniștii? Deci, comuniștii, mă refer la acei oameni care nu prea aveau cultură, care spuneau că după aia vrem să ne cumpărăm apartamente, deci facem mic burghez, deci erau grupuri mari de comuniști criminali, deci de criminali comuniști, în masă, trebuie să spunem asta, începând cu Ion Manciuc, cel cu trei clase, deci mergeau spre oameni cum ar fi Sofronii, deci un activist de aici, care ne-ar fi condamnat și la moarte, dar mergeau și spre profesori universitari, activiști mai tineri, cum era Anca Precupeanu. Deci, asta vrem să spunem, din rafinăria aia s-au făcut cam 12 blocuri, deci veneau vagoanele cu petrol, se duceau acolo, se rafina petrolul, din petrol se ajungea la benzină și astfel se obținea un profit, profitul se băga în construcția blocului. Deci numai cu rafinăria aia de regiment s-au construit 12 blocuri în Iași. Asta e un sistem de susținere, trebuie să spunem că acești comuniști și procurorii militari
care spuneau că acționează prin Comisia Aliată de Control, au fost tocmai împotriva construcției acestor blocuri. Deci ei au fost cei care nu au construit blocuri. Ei au fost cei care nu au construit blocuri.